La 22 de ani predă într-una dintre cele mai sărace comunități din Brașov. Pune suflet în lucrul cu elevii la o școală de care fug cele mai multe cadre didactice. Și este dovada vie a faptului că implicarea și lipsa prejudecăților construiesc în zonele sărace calea pentru educația unor copii care au șansa de a-și depăși astfel condiția. Rachetă! Mâinile dinți în față! Rachetă! Florentina Tituleac a absolvit liceul pedagogic și facultatea de litere a Universității din Iași. E învățătoare la clasa 1 la o școală din municipiul Săcele. În cartier trăiesc aproximativ 6.000 de persoane, pe mai puțin de un kilometru pătrat, în condiții de sărăcie extremă. Florentina spune că și-a ales școala de acolo de dragul provocării. Mie m-a încântat oarecum și ideea de a merge la niște copii care nu au un cadru didactic stabil, ca să zic așa, care se schimbă de la an la an. Florentina are 25 de copii în clasă. Le pune ștampile pe fișele de lucru drept recompensă, îi duce la teatru, iar uneori ascultă cu ei muzică. Și se bucură că, după un an și jumătate, absențele elevilor sunt puține. Până o să treci un pic aici să scrie pliniuță, nu mai știu unde vine bucla. Acolo nu mai e puncta, da? Da. Bun, hai. Doamna este o profesoară foarte bună, înțelegătoare, se poartă frumos cu copii. Fără școală nu poate să angajeze, nu poate să facă nimic. Copiii în general au nevoie de atingeri, de partea asta de afecțiune și poate mulți nu o primesc acasă și nu din rea voința părinților, dar poate sunt alți copii mai mici care au nevoie de mai multă atenție și atunci cumva încerc să compensez, dar cât cer ei. Florentina nu are copii care să nu vină deloc la școală. Vin cam toți la școală. Chiar și atunci când au probleme și trebuie să rămână acasă, ei au grijă să o anunțe pe doamnă. Copiii care frecventează școala din acea comunitate sunt copii care provin din mediul defavorizat. Florentina Tituleac este unul dintre cele aproape 80 de cadre didactice incluse în programul Teach for Romania. Programul este derulat de o organizație non-guvernamentală internațională. Presupune instruirea și susținerea printr-o bursă de 2 ani a cadrelor didactice potrivite pentru a construi astfel de povești de succes în comunitățile sărace.